de 1 decembrie, am zis să ne aducem aminte și de piesa asta care ne-a marcat unora copilăria sau adolescența, an de liceu, de la Stella Enacheș și Florin Bugardo. Da, ce bine îi zice despre anii de liceu acolo. Parcă ești în clasă, nu? Da, parcă da, te pregătești să intri în clasă la ora, așa, asta e sentimentul. S-a ascultat muzică mai bună decât la liceu, da. Asta, când zic asta, să știți că e semn de bătrânețe, adică nu e... Și da. Puștimea de astăzi are muzica ei. Pe care de multe ori n-o cunoaștem noi, știi? Adică... Aia mă miră, da. Sunt foarte multe trupe, formații pe care ascultă cei tineri și de care noi aflăm tot de la ei cumva, știi? Când... Le lasă că o să îmbătrânească și ei. Ia uite ce dea speranță, da. V-am dat. Cătălin Striblea vine în studio de 1 decembrie din nou, ediție, ia să vedem cu ce fel de vești. Cu decorații, cu decorații. Ordine, chestiuni de genul ăsta, hai să povestim un pic, poate merită. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi, președintele Iohannis a acordat mai multe distinții unor concetățeni de-ai noștri pentru activitatea lor din ultima perioadă. Și eu apreciez discursul și mesajul domnului președinte, pentru că acestea sunt lucruri normale și pe care societatea ar trebui să le facă mai des, adică să avem un tip de recunoaștere. Domnul președinte a chemat la Cotroceni o seamă de medici, profesori sau membri ai corpului didactic, să spunem așa, că sunt de categorii diferite, dar și oameni care lucrează în diverse organizații neguvernamentale, și le-a conferit diverse grade, ordine, distinții pe care statul român le acordă în astfel de situații. Și eu cred că e foarte bine că au fost decorați medici, mai ales după acest al patrulea val de îmbolnăviri în România, că sunt oameni care au fost puși la grea încercare și în societatea noastră haotică și uneori neinformată, oamenii aceștia cred că au avut mult de suferit. Nu uitați că suntem țara în care grupuri de protestatori au strigat în fața spitalelor că medicii omoară oameni. E adevărat că nu avem cel mai bun sistem medical din lume, dar în același timp a spune în spațiul public că sunt oameni care în spital fac lucruri rele cu rea voință este un semn de desconsiderare a întregii societăți. Așa că ăsta e un gest care reclădește încredere. Eu aș avea o întrebare mai tehnică, dacă îmi permiți. Cum poți să o dai înapoi, nu? Nu. Le-are folosit, domnul președinte. Da. Pentru că are noi, da. Ce-ți conferă treaba depinde asta? Depinde de grad. Depinde de grad și există grade care merg de la niște scutiri de impozite, dar sunt mici, până la un loc de veci, până la... Serios? Da. Adică sunt decorat grade... de președinte ca să am loc de veci asigurat? Nu, nu, nu toată lumea. Deci nu toată lumea. Depinde de gradul pe care îl primești. Uh-huh. La unele, da, se dă loc de veci și se mai dau și salve militare când se întâmplă treaba respectivă. Prefera un loc de casă. Asta era dacă în 1990, dacă mergeai la Revoluția, da, statul român la toată lumea care a ieșit pe stradă și a cerut după aia. O garsonieră acolo, în loc, da, eu chiar, e bine că ai atins chestiunea asta, pentru că e de discutat asupra acestor însemne ale statului român. La ce te referi? Bănuiesc că știu mulți dintre ascultătorii noștri, o seamă de personalități din România. Au fost decorate. Au dat decorațiile înapoi și aici, și... da. Săptămânile trecute s-a întâmplat, după reconstruirea alianței PNL-PSD, actorul Marius Manole, da, scriitorul Radu Paraschivescu și mai sunt și alții care au dus decorațiile înapoi la Cotroceni, de o manieră mai discretă, în cazul lui Radu Paraschivescu, sau cu presă, în cazul lui Marius Manole. Un gest de sancționare a politicii interne duse de președintele României. Sigur că tipurile astea de gesturi împart lumea în două, în sensul că unii vor zice, domnule, să ai puțin că nu te-a decorat Iohannis personal, te-a decorat... Președintele României, da, instituția... Statul român. Pe de altă parte... ca persoană publică sau persoană care are însemnătate în societatea românească, returnarea acestei decorații către statul român, care prin instituțiile sale se comportă haotic, este un tip de protest. Protestul este
acceptabil în societate, că altfel cum să atragi atenția că din punctul tău de vedere se întâmplă un lucru greșit sau că oamenii aceștia nu cred în probitatea cetățeanului care face... Și treaba asta se poate întâmpla și invers, adică statul să-ți retragă decorația. A fost o discuție la un an, s-a întâmplat cu Corneliu Vadim Tudor, îmi scap acum, uite, am un lapsus, nu mai știu care dintre președinți, dacă Iohannis sau Băsescu au vrut să retragă decorația și chiar a fost retrasă și a avut loc un proces, dacă nu mă înșel, și decorația a fost retrasă, adică, sigur, există și un drum invers pentru treaba asta. Nu e o societate perfectă, dar astea sunt gesturile cu care o construim. Și gestul președintelui este normal, firesc. Astăzi noi, ca societate, avem unor oameni să le mulțumim, la modul clar, medici, profesori, voluntari, oameni care sar în ajutor. În egală măsură, și societatea, da, poate să te sancționeze transmițând semnale atunci când ești pe delături cu ceea ce faci. Despre... Nu o să stau să-l judec eu mai mult pe președintele Iohannis acum, dar diseară la 6:10, la 18:10, într-o ediție specială, vă invit la un dialog cu Gabriel Liiceanu. Filozoful și scriitorul Gabriel Liiceanu, care aici la Europa FM vorbește mai pe larg și mult mai apăsat decât o voi face eu despre acțiunile președintelui Iohannis și despre clasa politică din România. E un interviu greu, dur pe alocuri, de intensitate mare și în care, plecând de la cea mai recentă carte a sa numită Impudoare, vorbește despre societatea actuală românească și despre dramele sale, așadar la 18:10. Mulțumesc, Cătălin! Te așteptăm mâine. Ediție specială mâine, da. Doctorul Vasi Rădulescu vine la România în direct, vă aștept, o să fie foarte interesant. Mulțumim! România sunt și eu. Sărbătorești România cu Europa FM. România sunt eu. La mulți ani, România! Sărbătorim împreună Ziua Națională la Europa FM.